Peste 700 de polițiști au fost mobilizați pentru asigurarea liniștii și ordinii publice în locurile unde au fost amplasate urnele de votare. Aceștia le-au adus la cunoștință cetățenilor care au mers la vot ce trebuie să facă cu privire la procedura de exercitare a voturilor și la noutățile acestui proces electoral. Merge. Poliția română a luat toate măsurile din competență pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță publică pe întreaga durată a desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 11 decembrie. Aceste măsuri urmăresc buna desfășurare a procesului electoral, precum și un mod de acțiune corect și echilibrat al polițiștilor. Duminică, 11 decembrie anul curent, Inspectoratul de Poliție Județean Gorj va mobiliza peste 700 de polițiști, dintre care 380 pentru protecția secțiilor de votare, 240 pentru asigurarea ordinii publice și 80 pentru echipe operative de intervenție. De asemenea, pentru asigurarea ordinii publice, polițiștii vor acționa și în echipe mixte cu lucrători din cadrul IJJ Gorj. Acestor efective li se adaugă echipele mixte formate din reprezentanți ai aparatului central al MEAI și a Inspectoratului General al Poliției Române, trimise încă de la începutul săptămânii în teritoriu, în scopul sprijinirii activității unităților teritoriale cu atribuții în asigurarea legalității alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților. Pe lângă aceștia, și polițiștii locali sunt prezenți la secțiile de vot. Efectivele Poliției Locale a municipiului Târgu Jiu își desfășoară activitatea conform dispozițiilor stabilite prin legea numărul 155/2010, fiind angrenate în misiuni specifice astăzi pe data de 11 decembrie. În acest sens, polițiștii locali vor acorda o atenție sporită procesului electoral pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, prevenirii unor fapte antisociale, dar și pentru evitarea blocării traficului rutier prin parcarea ori staționarea autovehiculelor în locuri nepermise. Acestora li s-au alăturat și jandarmii, care au fost prezenți în zona secțiilor de votare încă de la ora deschiderii acestora.